mai dure. În să nu ne lăsăm în așteptări? Nu, să nu avem așteptări, să nu ne dăm cu presupusul, că cred că o să fie așa. Cred că la orice, în orice direcție. Să lăsăm să curgem, că noi atunci, atunci tu te lași în prezența aia, atenția ta este în prezența aia și tu atunci le vezi, altfel nu le vezi. Că și dacă eram foarte cramponată și pe să văd icoanele, poate chiar le vedeam, mișcându-se dacă eram foarte atentă asupra lor, dar nu mă prea preocupa așa prea mult, eu doar stăteam așa să simt energiile din locurile alea, nu prea, nu știu, nu filmam, nu pozam, stăteam doar să simt energiile cele de acolo. Și probabil că și de asta le-am văzut lecțiile care erau de învățat. Deci cum ar trebui să ne purtăm în viață? Să ne lăsăm să curgem cu tot ceea ce vine. Adevărul este în prezența, în realitatea aceea prezentă de atunci, fără presupuneri, fără așteptări. Așteptările ne duc pe un teren greșit, total greșit. Dar nu e problemă, că Universul ne le corectează. Ne le corectează. Dar mai bine să te duci tu din prima decât să fii corectat. Păi, da, păi tocmai așa e recomand. Nu da. Să-ți faci, wow, dar vedeți, tocmai asta spun. Acea, cumva eu am luat-o ca pe un, că mi s-a recunoscut un merit cumva, că de săvârșirea ta și nu mi-a dat colegei, prietenei, dăduse, nu știu ce, să fac și mie nu mi-a dat nimic. O, deja acum mă duc și îmi primesc premiu, se văd lumina Iisus Hristos acolo coboară direct pe mine. Nu, n-a fost vorba despre asta. Și de atunci, ți s-a mai întâmplat în legătură cu lucruri importante să-ți faci așteptări? Sau a fost atât de puternică lecția asta încât de fiecare dată îți aminteai de ea și ziceai? Acum eu zic că așteptări nu mai am. De, în ultima perioadă, și acum vreau să vă zic, de când l-am cunoscut pe Marius, cărțile, interviurile lui, au fost am senzația că au fost ultimele retușuri ale ultimei eliminări din mine. Imediat văd și în el anumite programe pe care eu le condamnam prietenului meu sau și pleacă și eu doar acum le văd și râd de ele și rămân fără ele. Nu, nu, presupuneri nu. Nu, le las acum. Și este atât de frumos. Nu mă mai țin de reguli, asta vreau să... E așa o bucurie mare când... să vezi cum schimbi... câtă putere avem noi să schimbăm pe cel din fața noastră. Și oamenii sunt stresați. Și dacă tu știi, păi ei sunt stresați pentru că cineva din fața lor îi stresează cu ceva, da? Ei, dacă cel din fața lui îi diminuează stresul sau îl anulează, știți cum am văzut pe chipurile lor și pe fețele lor, cum îi transform în ființe de lumină. Cum îi schimbi tu pe ceilalți? Cum? Uite, să spun cum. Să-ți dau exemplu clar pe care l-am văzut. O doamnă vrea să vină la masaj. Și era foarte stresată că apăruse nu știu ce probleme la servici de rezolvat și ea o să întârzie la masaj și eu nu vreau să mă încurc. Era stresată dată peste cap. Că o să întârzie la masaj, că nu o să ajungă, că o să-i tai ședința, că nu știu ce o să-i mai fac. Și mi-a dat SMS și la care i-am spus și am liniștit-o. Zic, fii fără grijă, că toate vor fi așa exact așa cum trebuie să fie și nu-i nicio problemă dacă ajungi cu un sfert de oră mai târziu, ba chiar și o jumătate de oră. Pentru că eu nu am comprimat, nu m-am zgârcit la timp, nu am presat timpul să bag om după om pentru profit. Eu am lăsat 2 ore pentru fiecare om. Și atunci omul poate întârzia un sfert de oră, jumătate de oră. Și am spus, zic, nu forța lucrurile. Dacă ție vei fi blocată la servici într-o problemă sau alta, înseamnă că tu atunci nu trebuie să ajungi la masaj. Iar eu nu mă supăr absolut deloc. Fii fără grijă, nu-ți iau ședința, nu nimic. Ea s-a liniștit, zic, ba chiar mai mult, nu cumva să
îți pui în pericol acolo serviciu și să spui o minciună și să fugi, să spui că trebuie să pleci, nu știu. Nu. Deci lăsând acolo o disarmonie și plecând pe o minciună pe asta că trebuie să ajungi în altă parte, nu este ok. Nu este ok nici la mine unde ar fi ajuns. Deci lucrând asupra ta, l-ai schimbat pe celălalt. L-am schimbat pe, pe celălalt. Ai fost cu schimbarea. Exact. Și când a venit femeia aia, așa, era așa de luminată, și cum că a ajuns și la timp, deci s-a relaxat. Eu nu m-am mai ținut de nicio regulă, pentru că aveam reguli, nu? Să nu-mi lipsească o săptămână. Nu mai am nimic, să vină când vrea. Chiar dacă este abonament, să vină exact când vrea și cum poate. Te-ai abandonat, te-ai lăsat în voie. M-am lăsat cum e. Și ea a venit atâta și nu știa, știți cum era? Era luminată la față și atât de relaxată. Și la telefon era atât de agitat. Și a spus, dacă te oprești la serviciu, înseamnă că nu trebuie să ajungi la masaj. Și nu-ți fă griji că eu nu mă supăr. Tu i-ai transmis starea, practic. Da. Și era așa foarte faină. Foarte faină. Și după aceea, apropo, iarăși de asta, să nu mai ținem atâta de mult de principii, de reguli, să lăsăm în spatele acestor reguli de care noi ne ținem, păi, dar imediat este divinul. Și noi ne blocăm aici. Că vii, stai cu telefonul aici trebuie, și că n-ar trebui, trebuie, că trebuie. Trebuie, da, trebuie. Da. Mă, și alături, nici nu știm ce pierdem. Și vine o altă doamnă, un alt exemplu. Îmi vine o doamnă și zice, eu trebuie să iau telefonul lângă mine, că șefii mei știu că eu sunt la serviciu online acum. Ok, până lângă tine. Încep masajul, liniște, în timpul nu se vorbește, în timpul masajului, nu știu ce, și telefonul face un cling tare și ne pe amândouă ne tresărim amândouă așa. Eu n-am nicio problemă, ea se stresează, că m-a deranjat, că nu știu ce, că nu știu cum. Știi ce? Chiar vreau să zic despre asta, legat și de întâmplarea de dinainte și acum. Uite, eu înainte eram și probabil că încă mai sunt, dar mă mai puțin. Exact ca doamna aia, mă stresam îngrozitor în momentul în care simțeam că încalc așteptarea cuiva. Deci eu nu aveam nicio așteptare de la persoana cu pricina, dar în capul meu ea avea așteptări de la mine, da. Și când făceam ceva ce consideram eu că ar fi o încălcare, deci ce vină pe capul meu și ce autocritică pe capul meu. Deci asta era cumva la ordinea zilei. Așa venea pe doamna aceasta. Că vezi, doamne, m-a deranjat și că în mod normal, în ghilimele, când intri la masaj, nu ți-ai telefonul cu tine. Da? Și era foarte stresată, a început să se foiască acolo și am zis, fii fără... Când a făcut click, s-a luminat telefonul și am văzut copilașii acolo. Și am zis, stresa, uite, eu trebuia să-ți dau copilașii să străiască. I-am zis cu voce tare. Și după aceea le-am trimis, iubire vouă. Am zis, în sine, în gândul meu, în mintea mea, nu tare, că poate femeia cine știe ce. Zic, iubire vouă sau sănătate, voi nici mai știu ce le-am zis copilașilor. Ea s-a mai potolit, mai stăm, iar face un clink. Ea iar, vezi, doamne, că poate, cum spui tu, poate că eu mă supăr și cine știe ce, nu mai primesc, mă deranjează o... Îi recroșez. Scenarii care ne fac face mintea o vreo. Și eu, iarăși i-am zis, zic, hai să mă uite, ar trebui să-ți mai văd odată. Sunt minunați, îngerași ăștia cu noi aici. Și după ce am internat și am liniștit-o, iarăși le-am zis ceva copiilor. Nu știu, sănătate. Și după asta și mă gândeam, vă, cred că copiii ăia aveau nevoie de, nu știu, să le trimit ceva. Că altfel nu. Deci, care e de rău? Cine știe, da. Și femeia, asta spun, ca și cealaltă. Femeia s-a liniștit și s-a luminat la față. Era atât de... Și am zis, Doamne, câte putem face dacă vedem divinul și într-o situație mai puțin plăcută, să zic așa. Deci toată o explicație pozitivă, de fapt. Da. De să vedem pozitiv. În toată. Și ea a plecat, a fost atât și mă iubește. Dacă eu nu am supărat, n-am nu i-am reproșat nimic, da. Toate sunt în ordine. Deci ar trebui un efort din partea noastră să dăm explicații ziditoare la tot ce ne se întâmplă. Și să fii un exemplu, că tu practic fiind exemplu, le dai celorlalte exemplu. Mă, am văzut cu ea pe ei și am zis, wow, câtă putere avem noi și ce putem să facem. Dacă am face și să nu ne mai ținem de politețe, că în fiecare, în spatele fiecărei... principii de viață, exagerată, da? Se ascunde ceva divin. Și dacă trecem, dar nu am fost întotdeauna. Acum m-am surprins și eu pe mine chestia asta cu telefonul.
Și am zis, Doamne, cum am putut să privesc lucrurile, auzi copilașii aia să-i văd și să nu văd că m-a deranjat, că m-am prărupt, că am sărit, că... Deci ar trebui să acordăm circunstanțe atenuante la tot ce ni se întâmplă. Da. Și atunci se schimbă viața. Se schimbă și devine. Dar, uite, și, în modul tău de a fi, doamna aceea și-a acordat singură, a reușit să-și acorde singură circunstanța atenuante. Da, da. Stai, mă, la urmă... Nu e chiar așa de rău că mi-a sunat telefonul, stai așa că nu e chiar așa de rău că umblu cu... Sigur. Apropo, cum spui tu, că stai foarte tensionată, da, că da. Ai supărat pe celălalt din... Nu. Deci persoana cealaltă trebuia să primească lucrul ăla. Exact, da. Chiar dacă a fost ceva neplăcut. Și... Nu s-a întâmplat să, nu știu, să spui ceva, poate cu care nu zice educația din noi, că n-ar fi trebuit să spui. Persoanei respective. Dar pur și simplu ți-a ieșit. Persoana aia trebuia să audă. Da. Deci totul este ziditor. Totul este ziditor. Și divin. Da. Și ești mai ales dezarmat în momentul în care tu vii acolo și ai în capul tău deja scenariul făcut, zici, ok, persoana asta va reacționa la faptul că eu am întârziat, așa. În momentul în care reacționezi în mod opus, te dezarmează, rămâi... Pentru că ai scenarii. Pentru că suntem stăpâniți numai de scenarii. Dar eu când intru în masaj, eu sunt prezent acolo. Și atunci îmi dau așa de bine seama că nu vorbesc eu. Și uite, mai spun un exemplu. O doamnă care data trecută era foarte tensionată că copilul nu-i dă SMS că a ajuns la terenul de sport. Și am zis, lasă, pune-l în mâinile, doamne, și toate o să fie bine. Și a doua oară, când vine, mi-a mulțumit că ea, așa, nu știu ce. Și în ce masaj? Tăcere. Ce credeți că încep eu să-i spun? Deci după aia râdeam eu de mine ce am putut să-i povestesc, să-i spun acestei doamne în timpul masajului, la care ea a muțit și se vedea pe fața ei că gândește, bă, femeia asta știe ceva despre mine, dar ea... Eu m-am luat și am povestit ei de mine, cum în anii tinerețe pe când lucram în combinat, am judecat o colegă de servici. Să vedeți ce a trebuit să audă ea. Și, bă, cu siguranță ea face lucrurile astea acum. Că de-aia... De-aia rămas așa asiderată. Da, dar din senin să mă trezesc că să spun cum am judecat pe o colegă de servici, că și-a vândut un... apartament confort 1 pe unul mai cu confort 2 ca să banii aceia să-i cheltuie pe haine, chiar pe nu știu ce. Chiar așa de ajuns să povestești. Și că e clar că nu tu poți. De unde? Așa, deci n-avea nicio legătură cu nimic, era tăcere. Eu doar am făcut legătura cu cea se ia de copil și dar n-am idee de ce mi-am venit. Și am spus că uite că am judecat-o pe aia și că auzi ce mamă aia că nu se gândește că are doi copii și în dita mai apartamentul putea să locuiască și copiii ei. Adică aici dau un pic. Deci părinții care fac eforturi disperate și dă copiilor întotdeauna să vedeți că au tendința de a-i judeca pe ceilalți care nu fac lucrurile astea. Da, asta e cumva poate ți-ai dat și tu seama de mult, dar eu de-abia sunt în faza în care mi-am dat seama. De îndată ce am trecut de un hop, da, deci în sfârșit mă prind că, bă, nu e bine să judec în felul ăsta, da? Să luăm un exemplu, uite ăștia care sunt vegetarieni, da? Că îi judecă, sau ăștia că sunt vegan, că îi judecă pe ăștia care mănâncă carne. Bun. Acum că sunt și eu vegan, înainte când eram vegan, nu-i judecam pe ăștia de mâncă carne. Acum că sunt vegană, uite pe ăștia mă că încă mănâncă carne. Adică, cumva, cred că toți am fost în faza aia. Cum ai urcat tu o treaptă sus? Cum te-a pus și-l judeci pe ăla care e imediat sub tine? Adică, nici măcar nu e aici. E așa diferența și tu deja, ha-ha. Știi? Da. Și... Da, mi-a luat ceva timp să-mi dau seama că, bă, eu asta fac cu murcă o treaptă în sus, mă uit la ala de sub mine și... Sigur, la ala, da. Cu degetul. Și îmi judecăm, că nu-i bine, că toți trebuie să facă așa cum facem noi. Da. Da. Și da, am chestia dar asta. Dar ce, că... deținem noi adevărul, știm noi că așa e bine, da. Cum facem noi.
Apropo de mama care spuneai, are așteptări și atașamente față de copii. Că dacă l-are în credința lui Dumnezeu, atunci nevoie, nu m-a sunat, nu mi-a dat înapoi, n-a ajuns la terenul de fotbal sau tenis. Dar persoana aceea ar trebui să audă poveștile astea și a tăcea și tăcea așa și m-a ascultat și... În capul ei să făceau niște clicuri acolo. Și după aia mai zis, tot legat, nu are grijă de copii, nici nu-i pasă. Și tot legat de... și tot atunci am spus, deci faza asta cu un judecam pe acea mamă care și-a vândut pentru niște bani să petreacă, să ducă, nu știu ce să facă, să așa irisitească, i-am spus iarăși, care la vremea tinereții mele am judecat-o pe o șefă de-a mea care... era căsătorită de 10-15 ani și nu avea lustră în casă și nu era zugrăvit, era, cred că, cum a luat apartament. Și judecam, dar era de o bunătate femeia aia și de o veselie și de o bucurie și eu mai, Doamne, n-are lustră la vremea. Și eu, cum am zis și mi-a spus la asta? Spuneți-mi voi, am greșit eu cu ceva? Nu, ea a trebuit să audă chestiile alea. Dar... cu ce era să greșesc? La mama mea despre tine spuneai, bine, dacă ea se vedea în tine la vremea aceea. Da, apropo, tot ce le spunem la ceilalți, de fapt, ne spunem nouă înșine. Și invers, când cineva care îi dăm celălalt, ne-l dăm nouă. Da, și invers, când cineva ne povestește ceva, noi trebuie întâi să ne uităm mare ce vrea să spună. Nu cumva e despre mine? Nu cumva e despre mine, că nu povestea că îi spunește așa de... Nu, dar în sens... Da. Întotdeauna așa stau lucrurile. Frumos. Și e atât de minunat să vedem cum atât de, cu atât de puțin lucru putem schimba oamenii de noi. Oamenii de lângă noi. Și uite așa se instaurează câte un pic, câte un pic. Cine spunea? Cealaltă de multiplicare. Eu credeam că spui de Mahatma Gandhi. El a spus, fii schimbarea care vrei să vezi în lume. Nu, nu schimbarea. Dar a zis colega ta, Ana. Da. Ceva cu multiplică. Uite așa putem și uite așa se instaurează la ei pe pământ. Da, și oamenii. Scăpându-i de stres, cu o vorbă bună. Că ce m-a costat? Dacă aș ști cum a plecat. Acum depinde și la cât e de deschis. Pentru că dacă tu îi spui vorba bună și celălalt își trage oblanele și închide ușa și își trage toate perdelele și nu vrea să audă, nu vrea să... Bineînțeles. Dacă sunt, nu e deschis, vorbește în bani. Sunt care percutează la tot ce spun și sunt care nu. Și atunci observ imediat. Și mă opresc. Nu consum energia. Dar, de obicei, generozitatea asta a bunăvoinței e dezarmantă. Adică dacă eu vin acolo, vai, așa, întârzi, o enervez acum pe Maria, că trebuie să aștept și o jumătate. Și Maria nu are nicio treabă, din potrivă. Haide, și mă face instant să mă simt bine. Așa în capul meu rămâne... Doamne, am primit un cadou atât de mare și mi se pare atât de mare încât voi vrea și eu să-l dau la următoarea persoană. Bă, dacă Maria a putut să facă asta cu mine... Exact, așa se multiplică. Da, așa se multiplică, da. Și bucuria aia care rămâne în mine, că uite ce... Știi, de la cele mai mici gesturi, genul, vezi la casă, la magazin pe cineva înaintea ta, că, ok, poate stai pe telefon, nu știu ce, și nu mai ești atent la ce se întâmplă în jur, dar prinzi așa... că e o bătrânică care nu are destui bani și persoana din fața ta îi dă bani bătrânice. Ei, data viitoare, când o să fii la casă, ghici, nu o să mai stai pe telefon, o să stai, e vreo bătrânică pe aici, să vă duc să-i dau. Așa funcționează. Am observat și chestia asta. Totul se rezumă, practic, să dai mai departe. Pentru că degeaba e toată iubirea în tine și toată înțelepciunea și toată manifestarea. Dacă nu o dai mai departe, cum spui tu, multiplicarea, practic e datul mai departe. Dar să știi că simt așa o energie în care nu poți să o ții. Da. Trebuie să o dau mai departe. Simți că explodezi câteodată. Când ai de oferit și mai ales dacă ai cui, trebuie să o dai mai departe pentru că... Și invers, dacă n-ai cui, să te oprești. Chiar era un film, Paid Forward, dă-l mai departe, în care personajul principal, o femeie, ajunsese să aibă capacitate maximă a creierului, 100, nu cât folosim noi acum, 5%, acumulă foarte multe informații, cu ajutorul unui drog, normal, nu așa pe cale. Și ajunsese la faza maximă de surplus de creier și nu știa ce să facă. Și a întrebat tot felul de profesori care au studiat-o, ce să facă, nu mai pot, am atât de mult, sunt o întreagă enciclopedie. Dă mai departe.
ca să poată rămâne peste generații și să ducă mai departe mesajul sau ceea ce știi tu, ceea ce cunoști, informații, dă mai departe. Da. Asta era ideea, că trebuie tot timpul să dăm mai departe și nu neapărat înțelepciune sau cunoștințe, să dăm iubirea, că practic asta e cea mai importantă. Iubirea și face liniștea aceea, că oamenii sunt stresați, foarte stresați. Și eu îi văd la mine, vin și se mai foiesc și mai și când îmi văd că se foiesc, le spun, ascultăm muzica, da? Adică aducești prezent, că foierea practic e trecut sau viitor. Ce să fac după ce ești de la masaj? Păi simți că ești de pari, zic că le ghicesc gândurile, dar după mișcări se succes, îi mănâncă și îmi dau seama că nu s-a abandonat. Și îi mai aduc când și când în tăcerea aia ascultă muzica și le spun eu să urmărească mâinile mele ce fac pe corpul lor. Și să stau de treabă, adică în prezent. Prezentul e tot ce avem. Da. Deci, fără și prezent, este atât de frumos. Și haideți să vă mai spun două.